Eu prețuiesc libertatea mea în tot ce fac și așa i-am crescut și pe copiii mei. Mama, îmi fac analizele unde vreau eu. Voiam doar să-ți recomand. Lasă, nu mai recomandă atât, ai libertatea mea. Măcar să dau niște bani. Am bursă, remember? Libertate, cum spuneam. Adică să poți să acționezi după propria dorință, să-ți poți alege propriul drum. Sigur, am fost lângă copiii mei oricând a fost nevoie. Dacă te ruga sora mea, te duceai cu ea, nu? Mă, mamă, dar ești bărbat în toată firea. Bun, atunci nu. Nu merg. E libertatea mea. Dar de ce? Mi-e frică dac. Am traume. Traume? Da, am și leșinat odată. Personalul de la clinica Santa e foarte bine pregătit și empatic. Mama, gata. Vii cu mine. Păi, îți las o invitație la teatru, la intrare, da? Pe ce nume? Cristiana. Cristiana, asistenta cu mâna ușoară. Cum a fost, puișor? Mamă, termină. Mersi, te aștept la teatru. Mulțumim frumos. Hai, da. A durut? Hai, hai. Voi mă urmăriți? Ce căutați aici? A, uite, am venit cu mama să-și facă ceva analiză medicală. Bine, mama. Da, sigur. Dar tu cum ai ajuns la clinica Sante? Păi, aici sunt specialiști în analize medicale, mama. Pe ce lume trăiești? Da, câteodată cei tineri își găsesc drumul și fără prea multe recomandări. Până la urmă e libertatea lor. Cristiana, asistenta mea, este ca un robot care procesează sute de analize simultan. Zero eroare umană. Exact. Că doar e robot, nu? Da, și au prețuri foarte ok. Exact. Clinica Sante. Specialiști în analize medicale.